Am venit acasă la doamna Antoaneta Otimișoreancă, în vârstă de 84 de ani, care spune că este inundată sistematic de către vecinii de la etajul 1. Aceasta spune că a investit foarte mulți bani în urma acestor reparații în apartamentul său. Se întâmplă că de la vecinii mei curge apă în continuu, zi și noapte, pe țevile alea curge. Nu se știe de unde, de la etajul 2 nu este, a fost instalatorul, s-a uitat, nu este de la etajul 2, este de la etajul 1 și nu vor să repare. De cât timp aveți această problemă? Păi eu am cam de anul trecut. S-a reparat cât s-a reparat, tot așa cu insistență, cu poliția, a trebuit să vină, nu vreau să le dea drumul să intre în casă la poliție, că la ei în casă nu intră nimeni, intră numai instalatorul lor și... S-a reparat atunci că și acum de două zile tot așa este. Curge din ce în ce mai tare. De ce credeți că se tot întâmplă această problemă, aceste inundații la dumneavoastră? Păi de neglijență, din ce să se întâmple, nu? De neglijență pentru că nu vor să repare. Nu, cu apa nu te joci. Antoaneta Otimișoreancă, în vârstă de 84 de ani, a ajuns în culmile disperării. Vecinii de la etajul 1 din blocul în care locuiește o inundă tot la câteva luni. Nici bine nu se usucă reparațiile pe care le face din buzunarul ei, până când o nouă inundație îi devastează apartamentul, spune femeia. Mi-a scurs lampa de aici și mi-a mutat-o astăzi. Am chemat un electrician. Că au zis instalatorii să nu aprindă apa, că face scurt circuit și ia foc apartamentul și rămân fără curent în casă. Și am chemat instalatorul ăsta, electricianul, l-am plătit pe banii mei, ce să fac? Și s-a uitat acolo deschis ușița și zic, mai curge apă? Și curge. Vă este teamă, doamnă, de acest scurt circuit? Vă este teamă de... probleme mai grave? Păi sigur că mi-este teamă, nu? Că și sunt în vârstă și singură și nu? Dar așa se trăiește între oameni, nu? Nici oamenii legii nu au putut rezolva această problemă, spune Antoaneta. Am încercat să vorbim cu vecinii care o inundă sistematic pe doamna Antoaneta, însă aceștia nu ne răspund.